La Singapore, Nokia a dezvăluit ultimul său smartphone din seria N. Denumit Nokia N9, dispozitivul are linii curbe și un ecran AMOLED de 10 cm diagonală. Potrivit celor de la Nokia, noul telefon va veni în trei culori, negru, magenta și cian, și va oferi o capacitate de stocare de 16 sau 64 de giga. Telefonul este dotat și cu o cameră de 8 megapixeli, care permite autofocus și captură video la calitate HD. Spre deosebire de precedentele telefoane Nokia N8, N9 rulează Mi Go, sistemul de operare pentru mobile bazat pe Linux, care se presupunea că va deveni viitoarea platformă a companiei. Sistemul de operare Symbian urma să fie utilizat în continuare pentru alte smartphone-uri. Acum însă viitorul Mi Go-ului ca sistem de operare, cel puțin pentru telefoanele Nokia, pare incert, pentru că între timp compania a anunțat o înțelegere cu Microsoft pentru ca sistemul de operare pentru mobile al acesteia, Windows Phone, să devină principalul sistem de operare pe linia de mobile Nokia. Revenind însă la noul N9, mai trebuie menționat și faptul că Nokia a adăugat un software numit Sweeping. Când utilizatorul este într-o aplicație pe dispozitiv, poate șterge marginea ecranului pentru a ajunge în unul dintre cele trei ecrane Home. Acestea permit utilizatorului să acceseze mai ușor aplicațiile, să primească notificații sau updatări ale rețelelor de socializare, precum și trecerea de la o funcție la alta. De asemenea, dispozitivul NFC, Near Field Communication, cu care este dotat telefonul, pe lângă funcția clasică, permite utilizatorilor să schimbe imagini și conținut video între telefoanele dotate cu acest modul, legându-le wireless împreună.